bine ați venit la evenimentul de inaugurare a secției de chirurgie oromaxilofacială din cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Cuvântul se oferă Ministrei Sănătății, Ana Neverenko. Bună ziua tuturor, stimați colegi, în primul rând, reprezentanți mass media, stimați cetățeni. Eu deja am făcut o glumă că o să-mi fac înscriere permanentă la Institutul de Medicină Urgență. Eu mă bucur că avem foarte multe evenimente și astăzi iarăși este o zi importantă, deoarece inaugurăm după reparația capitală o secție care aș vrea să subliniez, este unică în toată țara și se găsește doar aici și rezolvă cazuri care nu mai pot fi rezolvate absolut nicăieri în alte instituții medicale. Aceasta este secția de chirurgie oromaxilofacială, deci colegii chirurgi și asistenții rezolvă cazuri destul de grave, începând de la diferite anomalii, tumori, patologii, inflamații și tot ce ține de față, tot ce ține de cavitatea bucală, maxilară și multe alte patologii. Este bine ca cetățenii să cunoască că așa un tip de servicii se acordă aici. Secția avea condiții care nu puteau fi acceptate, deci au fost investite peste 9 milioane de lei, astfel ca să se finalizeze o reparație capitală, să fie asigurat cu mobilier nou și de asemenea echipament medical necesar în activitatea colegilor. Este foarte important că s-au creat condiții destul de bune pentru pacienți, deci în care nu vor mai fi mulți pacienți într-un salon, s-au creat condiții pentru lucrătorii medicali, ceea ce este foarte important, condiții pentru ca să consulte pacienții, condiții pentru ca să se odihnească sau să ducă documentația medicală. Și eu vreau să felicit atât catedra, cât și colegii din cadrul Institutului de Medicină Urgență, domn profesor, cu faptul că v-ați înnoit. Vreau să cer doar o atitudine deosebită față de pacienții noștri, astfel ca ei, într-adevăr, într-un mediu renovat, să simtă că s-a schimbat absolut tot. Și o să folosesc această ocazie să subliniez că pe parcursul anului 2022-2023, deși au fost ani destul de grei, cu foarte multe crize, nu o să le subliniez aici, care au fost că le cunoaște toată țara, în Institutul de Medicină de Urgență au fost efectuate investiții din diferite surse, deci din sursele bugetului de stat, din propriile surse, din sursele proiectelor pe care le are Ministerul Sănătății, dar și donații, în sumă de circa 200 milioane de lei. Și aceasta doar în 2 ani. Aceasta demonstrează că orice, dacă ne dorim, este posibil, este necesară doar foarte multă muncă, perseverență și, desigur, cel mai important este ca pacientul nostru în Republica Moldova, într-adevăr, să simtă că avem și noi o medicină așa cum au văzut-o și au în afară, în alte țări sau pe măsura așteptărilor lor. Deci, institutul a fost dotat, cunoașteți, cu foarte multe aparatură. La moment se finalizează reparația și a secției de terapie intensivă. Se duc lucrări la centru de epileptologie. O să mai avem și alte renovări, echipări. Va veni și un angiograf biplanar pe care l-am procurat pentru institut. Astfel, eu vreau să-mi felicit colegii, să vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră, să aveți succese terapeutice, chirurgicale, să aveți recunoștință în ochii pacienților care vor veni aici și să facem tot absolut, într-adevăr, ca Republica Moldova și sistemul ei de sănătate să fie exact așa cum ne spun modelele europene, deoarece noi acolo tindem. Vă mulțumesc mult! Stimată doamnă ministră Ana Neverenko, dragi colegi, stimate profesor Nicolae Chele, suntem mândri că iarăși la Institutul de Medicină Urgentă putem arăta o performanță și o deschidere față de pacienții noștri.
Deci, dacă vorbim de chirurgie, chirurgia tot timpul se alătură cu performanța. Și clinica de chirurgie orală și maxilofacială, care a fost numită în cinstea profesorului universitar Arsenie Guțan. Deci este o clinică într-adevăr unicală și este o disciplină la legătura dintre disciplinele medicale și stomatologie. Această clinică vine să asigure pacienții noștri cu tratamentul patologiei într-o zonă destul de complexă, zona capului și gâtului, unde se intersectează mai multe specialități, cum este neurochirurgia, patologia ORL, oftalmologia, dar și pacienții cu patologii oncologice. Deci, după dezvoltarea managementului performant în clinica de chirurgie oromaxilofacială, avem o creștere și a numărului de pacienți adresați în aceste secții timp de ultimii 3 ani și vedem că în anul 2021 s-au tratat 1400 de pacienți, ca în 2023 să ajungem la 1800 de pacienți tratați în această secție și secția se caracterizează printr-o activitate chirurgicală foarte mare, ajungând la un indicator de 84%. Crearea condițiilor pentru pacienții noștri a fost un deziderat și o cerință față de noi, care venea și din partea pacienților, dar și din partea clinicii universitare și administrației secției, și am reușit împreună să facem condiții pentru a asigura o performanță chirurgicală și ne sperăm că cu dezvoltarea acestor condiții și nu numai condiții hoteliere, dar și condiții în sala de operație, de procurarea unui tomograf special pentru chirurgia maxilofacială, a consumabililor chirurgicale, a dispozitivelor noi medicale, deci clinica de chirurgie oromaxilofacială va implementa noi operații, noi tehnologii și va fi într-adevăr una din promotorii la cele mai frumoase și complexe intervenții. Ne felicităm pe toți cu investițiile, suntem recunoscători Ministerului Sănătății pentru tot suportul instituției noastre și încă o dată spun că trebuie să facem ca și pacienții noștri să iasă cu zâmbet și cu mulțumire de pe ușa secției de chirurgie maxilofacială după ce au primit un tratament nu numai medicamentos, dar și sufletist din partea medicilor care vor lucra. Vă felicităm pe toți, ne felicităm pe noi și sperăm că vom arăta performanță în tot ceea ce facem. Mulțumesc! În continuare, vă invităm la o fotografie de grup urmată de vizita secției. Aici am placa. Să vedem.
S-a menționat condițiile moderne care corespund la toate standardele. Așa sunt toate saloanele absolut. Paturile funcționale, doar de două persoane, fiindcă e destul de dificil în condiții cu pacientul într-o stare mai, eu știu, are vreo șase erau înainte, da? Trei-patru. Patru, da. Acest este, sigur, se transmite de la un pacient la un pașai, acum mult mai acceptabil și mai bun. Spațiile sunt mai luminoase. Sunt două saloane, câte un singur pentru mai grav, da? Da, un singur pat mai grav. A fost renovată și sala de tratamente, sala de tratament. Salut! Spațiul este suficient. Tot am să vă răspunde. Da, după standarde. După standarde. Tot viezul și pe aici. Sperăm să ajungem să avem toate sfârșitările, așa, tot așa condiții. Da, în afară de condiții, hotelierii, totuși avem și utilaj medical nou și tot e medical. Nu, toate saloanele sunt așa. Toate saloanele sunt așa. Haideți să vedem în ordinatură. S-a atras atenție și la condițiile pentru lucrători medicali, medical, da? Spuneam că e foarte important oamenii să vină la serviciu. Cabinet pentru medici. Ne-am stăruit să combinăm partea de lucru cu zona oricum. Bună ziua! Chirurgii mai mult timp trec la serviciu decât acasă. Condițiile se corespund. Poți întoarce destul de reușit, odihnă, da. Pentru muncă, pentru odihnă și ca să poată să iau o masă. Dar cred că sala asta specifică stomatologică. Sala de pansament. Da, sala de pansament și vorbim și despre stomatologie pentru persoanele invalidate. Da. Sala specifică nostru, cum s-a menționat, este o zonă destul de interesantă, care combină mai mult specialități. Asta este sala de pansament. Noi, pentru pacienți, da, care sunt preponderent stomatologic. Tot așa o să fie proiect, adică deja funcționează o sală pentru persoanele cu dizabilități, cu fotoliu stomatologic, cu utilaj pentru petrecerea anesteziei generală, dar este în altă parte a sală, fiindcă Studenții, rezidenți, asta e viitorul. Câți rezidenți avem? De tot noi avem
în jur de 60 de rezidenți, dar tot aici, la noi în clinică, vin rezidenți de la oftalmologie, neurochirurgie, microchirurgie, traumatologie, ORL, deci pentru discipline conexe. Și ce ați spus dumneavoastră, că suntem într-o regiune mică, dar foarte importantă. Intersecția la foarte multe discipline. Da. Și de ce avem rezistență în toate domeniile? Complicată intersecție. Da, complicată intersecție. Da. Asta e. Astfel avem nevoie de avem și un colectiv buni. Destul de mare. Dacă vorbim secția împreună cu catedra, suntem undeva în jur de 33 de persoane care chirurgi maxilofacial, dentalviolar, dar care fac toată chirurgia buromaxilofacial. Deci eu vă felicit încă o dată și mă bucur din tot sufletul, cu și pentru voi. Felicitări, stimați colegi, și succes mari în activitatea dumneavoastră, să aveți într-adevăr pacienți satisfăcuți, operații reușit și cu zâmbetul pe buze care pleacă acasă de aici, într-așa o secție complicată. Deja într-așa condiții o să lărgim spectrul de intervenții, servicii, deoarece da. Mulți pacienți cu necesitatea intervențiilor estetice, plastice, reconstructive, plecau chiar la Odessa, la Kiev, din considerentele că vineau, operații foarte sofisticate, nu le aranjau condițiile. Da, eu cred că dumneavoastră trebuie să subliniați, și în special că este presa aici, că în această secție se fac operații reconstructive. Unica, da. Eu am spus că e unica, dar am pus accentul pe tot ce ține în special de medicină, de patologie, de... Dar când vorbim de anomalii, asta este doar, nu doar cu scop reconstructiv, da. Dar inclusiv cosmetologic, care poate să, într-adevăr, să reconstruiască toată regiunea feței, astfel ca, după diferite patologii complicate, anomalii, pacienții să, într-adevăr, să plece acasă satisfăcuți. Mai mult ca atât, după postulatele și statutele din trecut, intervențiile estetice efectuau doar chirurgii maxilofaciali. Acum însă este o tendință nu prea bună, nu în Moldova, în genere în lume, efectuează persoanele cu careva specializări de câteva luni, neavând pregătire necesară. Asta este un factor foarte important. Și noi o să ne stăruim deja în așa condiții să le reabilităm, să întoarcem tot absolut cum erau pe timpuri. Cum activau profesorii noștri la POSAT, care toți s-ar fi bucurat să bucurze sus de noi. Mulțumim! Mulțumim tare mult! Mulțumim! 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 Mulț